Cum pot fi determinați șoferii să fie mai responsabili în trafic? În ultima perioadă, noi am tot încercat să desfășurăm activități preventive, tocmai pentru conștientizarea anumitor riscuri pe care șoferii le pot provoca celor cu care se întâlnesc în trafic. Respectarea normelor de conduită rutiere și respectarea normelor de circulație ar trebui să fie o obligație pentru fiecare dintre noi. Însă, atunci când aceste norme nu sunt respectate, bineînțeles că sunt aplicate și sancțiuni indiferent că vorbim de sancțiuni contravenționale, reținerea permisului de conducere sau a certificatului de matriculare, sau, în cele mai grave situații, întomirea unor dosare penale pentru comiterea de infracțiuni la regimul siguranței circulației pe drumurile publice. Auzim tot mai des sintagma a murit nevinovat. Care sunt sfaturile care îi pot ajuta pe șoferi să înțeleagă faptul că dacă sunt irresponsabili în trafic, lucrul acesta cauzează foarte mult și pot să ducă la decesul anumitor persoane nevinovate? Cred că asta trebuie să vină de la fiecare dintre noi. Știți, proverbul acela ce ție nu-ți place, nici altuia nu-i face. Dacă noi avem pretenția la cei de lângă noi să respecte normele rutiere, atunci ar fi bine să le respectăm și noi. Cu cât modul de comportare în trafic este mai civilizat și mai aplicat pe normele rutiere, cu atât evenimentele rutiere negative sunt mai puține. În momentul în care alegem să încălcăm aceste, aceste reguli, ar trebui să ne așteptăm că și consecințele negative vor fi dintre cele mai grave.